Criza migranților de la granița Poloniei cu Belarusul capătă accente dramatice. Sute de familii îngheață în corturi improvizate în apropierea liniei de demarcație dintre cele două state. Bătuți și hăituiți de grăniceri, grupuri mari de transfugi încearcă să forțeze punctele de frontieră poloneze pentru a ajunge în țările bogate din vestul Europei. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scene violente au avut loc la granița polono-belarusă. Imaginile postate pe rețelele sociale surprind situația dramatică a migranților. Oameni, vizibili răniți, se încălzesc la focurile din fața corturilor. În această situație dramatică se află și sute de copii, care îndură temperaturile care în noaptea coboară sub 0 grade Celsius. Polonia refuză să ferme accesul migranților pe teritoriul său. Peste 12.000 de polițiști și soldați au fost mobilizați la frontiera cu Belarusul. 50 de cetățeni afgani au fost arestați după ce au forțat linia de demarcație. În două puncte ale graniței, gardul și barierele de securitate au fost mulse de oamenii care caută cu disperare să-și continue drumul către vest. We can never be certain what happens to the people that we offer help in the forest, because the Polish authorities are breaking the law and the Geneva Convention. They often send them back to Belarus, even though they apply for international protection here. Premierul Poloniei susține că țara sa se află în plin război hibrid. Toate acțiunile ar fi orchestrate de la Moscova. Politica imperialistă a Rusiei progresează, vedem asta foarte clar, dar acest ultim atac al lui Lukashenko, care este executantul, își are comanditarul la Moscova, iar acest comanditar este președintele Putin. Granița noastră de est este încălcată cu brutalitate. Este prima situație de acest fel din ultimii 30 de ani. Putem spune că integritatea frontierelor noastre este testată acum. Moscova neagă însă orice implicare. Prin vocea ministrului de externe dă chiar sfaturi guvernului polonez și Uniunii Europene. Sergei Lavrov susține că Bruselul ar putea copia modelul implementat deja în Turcia și ar putea oferi bani Belarusului pentru a-i reține pe migranți pe teritoriul său.